cunoștință la noi este cu pâine și sare, pâine noastră. Domnul primar de la Muncănești, vă rog. Fără sare. Și un pic de țuică. Un pic de țuică trebuie, da? Țuică de Dărmănești. Bine ați venit, bine ați venit la noi. Doamne ajută să ne rugăm până în ceasă. Gustăm un pic ca să... Mulțumesc, Cristina. Vă rog, haideți la loc. Domnul primar de la Vulcănești, domnul primar de la Lejei. Domnul Milea, președintele de ședință, și domnul viceprimar. În sală avem colegi din Consiliul Local Dărmănești, din Consiliul Local al orașului Vulcănești și din Consiliul Local al Comunei Pleșeni. Pentru că este o ședință festivă, vă propun să începem lucrările cu intonarea imnului de stat. Domnul primar este prezent astăzi împreună cu delegația, domnul primar Alexandru Ovcinicov. Din partea orașului Vulcănești, împreună cu delegație, domnul primar Victor Petrioglu. Am
să-l rog pe domnul primar de la Vulcănești să ne prezinte și membrii delegației și la fel și pentru domnul primar. Da. Cine ați venit dumneavoastră la noi? Da, mulțumesc, estimați spectatori, la noi, la, cu mine, venit la președintele Consiliului Orașenesc, domnul Valeriu. Domnul Sergiu, consilier Orașenesc. Doamna Anna, consilier Orașenesc. Doamna Tatiana, profesor la liceu. Și domnul Mihail, asta e învățător, echipa dansatori, care el are 100 de copii. Da. Domnul primar de la Plășeni, prezentați-ne colegii. Bună ziua. Deci vreau să le prezint colegii, doi consilieri comunali, și în consiliu avem 13 consilieri, domnul Afanasie Dimitrov, și domnul Valeriu Munteanu. Vă spunem bine de bine ați venit tuturor și sper că să vă simțiți extraordinar în comunitatea noastră. În sală sunt prezenți colegi din Consiliul Local. Noi avem 17 consilieri locali. Suntem o comunitate în medie în jur de 15.000 de locuitori, 14.700 și ceva. Și veți asista la o ședință ordinară la Consiliul Local. Domnul Milea este președintele ședinței de astăzi, da? Și domnul viceprimar. În sală mai avem invitat și pe domnul profesor Alexa, care astăzi, pe ordinea de zi, avem un proiect de hotărâre pentru a deveni cetățean de onoare. Mulțumesc, domnul președinte, vă rog, luați, preluați lucrările și intrăm în ordinea de zi. Bună ziua, domnilor și doamnelor invitate. Bună ziua, stimați colegi și colege. Dau citire invitației la ședința de astăzi. Nu vă mai citesc capitolele cu articolele. Le avem la mapă toată lumea. Trecem direct pe articol, pe ordinea de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2017. Cine este pentru, vă rog? Dacă avem abțineri, e cineva împotriva? Nu. Nu am imitat. 16 voturi pentru, s-a votat proiectul de hotărâre, procesul verbal al lunii trecute. Da. Am avut în ședința de comisie proiectul de hotărâre pe rectificarea bugetului. Deci la punctul numărul 2 avem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului ca anul 2017. Dacă mai sunt probleme. Se înscrie cineva la cuvânt? Deci s-a discutat în ședința de comisie. Cine este pentru, vă rog? Dacă se abține cineva, vă rog? Voturi împotriva? Nu. Cu 16 voturi pentru. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL din numărul 101 din 31.08.2017 privind alocarea bugetului pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor culturale artistice dedicate evenimentului Zilele Orașului Dărmănești. La fel am avut discuții în ședința pe comisie. Cine este pentru? Dar totuși ar trebui, domnul primar, să ne explice puțin de ce ar trebui modificat ședința. Da, am să vă spun, da, vă rog. Am prezentat și în comisii. În luna august a fost aprobată o hotărâre de Consiliu prin care s-a alocat niște resurse financiare pentru Zilele Orașului Dărmănești. De la acel moment și până în prezent, au fost făcute câteva sponsorizări și sigur s-au mai încasat niște bani
din închirierea spațiilor comerciale din Târgu Săptămânal și ca atare astăzi rectificăm, venim și completăm sumele pe care noi le-am încasat din sponsorizări și din acele spații comerciale. Astăzi venim să rectificăm aceste sume și să le punem în bugetul local. Dacă mai sunt întrebări? Mai are cineva o întrebare? Da. Trecem la vot. Cine este pentru, vă rog? Dacă avem abțineri, voturi împotrivă, cu 16 voturi. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în orașul Dărâm, Județul Bacău. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu, supunem la vot. Avizul este favorabil al comisiei. Să observă că s-a discutat toate punctele în comisii. De avem o ședință destul de rapidă. Avem programul destul de încărcat. Trecem la vot. Cine este pentru? Dacă avem abțineri, voturi împotrivă. 16 voturi pentru. A fost votat proiectul de hotărâre. Punctul numărul 5 pe ordine de zi, proiect de hotărâre pentru repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în orașul Dărmânești, județul Bacău. Întrebări dacă avem? Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Voturi abțineri sau voturi împotrivă? 16 voturi, doamnă. Trecem la punctul numărul 6 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de asistență juridică de către un avocat care să reprezinte interesele OAT de orașul Dărmănești în acțiuni aflate pe rolul instanțelor judecătorești. Am avut în comisie această discuție cu domnul primar, mi s-a explicat câteva cuvinte. Dacă dintre colegii noștri are cineva vreo întrebare? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă, dacă avea. Mulțumesc. Trecem la... Nu la anumitate s-a votat. Punctul numărul 7 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al orașului Dărmănești, județul Bacău, al domnului Alexa. Al domnului Alexa. Toată lumea îl cunoaște. În primul rând, dacă sunt comentarii, dacă are cineva vreo întrebare, dacă nu, se dăm cuvântul domnul primar dumneavoastră sau domnul Alexa. Eu vorbesc. Dăm cuvântul domnului primar. Dar întâi să avem, are cineva vreo întrebare, vreun comentariu? Da, mulțumesc. Nu avem colegii nouă. Domnul primar, vă rog. Domnule profesor, stimați invitați, dragi prieteni de peste Prut, este o onoare pentru mine, în calitate de primar, să, eu știu, ofer titlul de cetățean de onoare celor mai buni dintre noi. Noi avem obiceiul de a ne, să zic așa, respecta valorile și de a ne stimula pe cei care sunt cei mai buni dintre noi. De fiecare dată când avem ocazia, premiem copiii cu cele mai bune rezultate, premiem și veți vedea mai târziu exemple de cetățeni care timp de peste 50 de ani au conviețuit împreună și avem un număr destul de mare de familii care în fiecare an sunt sărbătorite în Consiliul Local. Și sigur avem și oameni care trec dincolo de, să zic așa, normalitatea pe care noi o trăim zi de zi și conferă comunităților valori și valențe deosebite. Spuneam că sunt mândru și sunt onorat că am posibilitatea, în calitate de primar, să ofer această distinție domnului Alexa Vasile. Nu știu dacă până astăzi orașul Dărmănești, Consiliul Local, a mai oferit această distinție de cetățean de onoare. Deci sunteți, domnule profesor, prima persoană din orașul Dărmănești care primește această înaltă distinție. Asta înseamnă că este
un mare respect din partea comunității și, sigur, colegii mei din Consiliul Local au fost în unanimitate de acord ca dumneavoastră să fiți propus și, sigur, să primiți distinția de cetățean de onoare. Poate că este un gest mic din partea comunității pentru câte ați făcut dumneavoastră. Și pentru cei care nu știu, domnul profesor a activat mai bine de 40 de ani în învățământ. A fost o bună perioadă și o lungă perioadă de timp directorul liceului din fața primăriei. Și mai mult decât atât, a avut și o activitate literală destul de bogată, în sensul că mulți ani a scris despre orașul nostru, despre comunitatea noastră, mai multe monografii care, sincer, au mers până la, să zic, sămânța comunității dărmăneștene. Cei mai tineri nu știam foarte multe lucruri despre înaintașii noștri, despre, eu știu, cum s-a dezvoltat această comunitate, cum am ajuns noi în această zonă, cum am crescut ca și comunitate și cum s-a dezvoltat, eu știu, industria în zona noastră. Și am citit cărțile domnului profesor Alexa și eu personal am rămas uimit de foarte multe lucruri pe care nu le știam. Este doar puțin ce vi se întoarce din partea comunității și din partea Consiliului Local, dar veșnic în istoria acestei comunități veți rămâne ca cel care a primit prima distinție de cetățean de onoare. Vă felicit, vă doresc sănătate, să rămâneți în comunitatea noastră mulți ani de aici încolo, deși aveți o vârstă destul de frumoasă, peste 80 de ani, să fiți alături de noi și să ne, să zic așa, îndrăgiți și să ne mulțumiți sufletele cu scrierile dumneavoastră. Eu aș vrea să vă ofer acest premiu, după care să ne spuneți câteva cuvinte. Te rog, Cristina. Domnule profesor, vă rog. Este o plachetă pe care Consiliul Local vă acordă astăzi și voi da citire acestei plachete. Primăria orașului Dărmănești, Consiliul Local al orașului Dărmănești, acordă titlul de cetățean de onoare al orașului Dărmănești domnului profesor Vasile Alexa, pentru întreaga activitate didactică și științifică dedicată cunoașterii istoriei orașului Dărmănești. Semnează primarul orașului Dărmănești. Vă felicit și vă doresc multă bucurie. Am reușit să concretizez
cele adunate informațiile și să scriu 15 volume. Nu se putea să scriu la oaltă, așa cum de obicei se întâmplă, unde istoria localității Pescani sau localității Dealul Morii din județul Bacău au sfârșit prin a scrie o monografie. Eu am scris 15. Nu se putea să vorbesc despre dărmăneșteni fără a vorbi despre lacul de acumulare, despre noi bine desmormânt, despre Poenari, care sau din rândul cărora fac și eu parte. Eu m-am născut la Poiana Uzului în 1930. Am făcut școala primară la Poiana Uzului. Nu se putea. Mi-am reținut condeiul să nu zic cuvinte tari, dar nu se putea scrie o monografie a dărmăneștenilor fără să scrii despre Poenari, despre mutarea lor și despre faptul că în locul satului Poiana Uzului s-a dezvoltat lacul de acumulare. 9 miliarde de metri cubi de apă. Și fără să vă înspăimânt, eu știți ca și mine că la un cutremur puternic, la cele 9 miliarde de metri cubi, constituie o amenințare pentru localnici. În 4 ceasuri este de 20 de metri înălțime, apa îndărmănește. În 7-8 ceasuri este de 2 metri, apa încomănește. Deci parterul blocurilor este amenințat și la Comănești. Nu mai vorbim de satele Dărmănești, Poiana, Târgovna, Târgu Trotuș, Târgovna. Unește este la 2 metri sub apă. Nu se putea să nu vorbesc în volumul al doilea despre minerii. Această activitate desfășurată împreună cu cetățeni, cu curajoși olandezi, care au venit și au construit o instalație minieră la Sălătuc. Nu se putea să vorbesc despre cetățenii din Dărmănești fără a aminti, luat prin surprindere așa, oricare, aproape oricare dărmăneștean nu poate spune care sunt doctori în științe la Dărmănești. Și vă spun, doctorii mei în științe, care i-am depistat eu, nu sunt dintre acei care și-au călit titlul de doctor în științe în evenimentele, eu nu le numesc revoluții, mai degrabă o involuție, în evenimentele care s-au desfășurat după 1990. Nu se putea, dar fac eu bine să las pe, să vă las pe dumneavoastră să găsiți explicații în monografiile scrise. O parte le am aici, seturi de monografii de 15 volume.
O parte le găsiți la mine oricând. Să citiți singuri. Să vă faceți impresia despre Dărmăneștene, despre evoluția localității Dărmăneștene, evoluția școlilor. A fost prima școală din județ, modernizată și cu aparate confecționate aici de către elevi și profesori. La noi elevii au făcut școală profesională, nu s-au jucat de la școală, au confecționat aparate, aparate și instalații pentru bunul mers. Pădurile, nu se putea să vorbești despre Dărmăneșteni fără a vorbi de pădurile lor și despre modul cum le-au îngrijit, cum le-au sădit. Care urcați pe stânga, urcă pe stânga lacului, copacii de grosime 30-40 cm sunt plantați de noi, de dumneavoastră, de tineri care au fost la școală aici după 1990, după evenimente. Evoluția culturii și a instituției constituie o nouă treaptă în a privi activitatea dărmăneștenilor. Foarte multe date se găsesc în volumul 7, Dărmănește în date și imagini, în volumul 8. Se găsesc date despre petroliști. Dacă în volumul 2 sunt date despre dărmăneștenii uniți cu bucureștenii care au făcut minerii în Cărăboaia, pe Cărăboaia. Câți dărmăneșteni pot spune astăzi, fără să citească, care a fost contribuția dărmăneștenilor la minele de pe Cărăboaia? Volumul bisericii. Nu se putea să vorbești despre populația Dărmăneștiului fără să vorbești de biserici, de trăsăturile morale, religioase ale dărmăneșteanului. 10. Comerț, cooperație și turism. 11. Lapoșe dărmăneasca. 12. Plopoșe și plopoveni. 13 satul Dărmănești văzut el ca miez al dezvoltării comunei și apoi orașului Dărmănești. Nu 12, 13, 14, agricultura la Dărmăneștieni. A, ce agricultură la Dărmăneștene? Și totul s-a făcut agricultură. Și dacă s-ar începe din nou cu agricultura, încă ar fi bine de noi. Încă agricultura națională. Încă ne-ar sta bine să începem cu agricultura și să ajungem măcar unde a început declinul agriculturii după 90. Eu vă mulțumesc pentru bunăvoință, pentru document, pentru faptul că nu mi-am dat seama că se poate crea un moment emoționant așa de puternic. Băieții care au cântat imnul, abia m-am reținut. Vă mulțumesc.
Abia m-am reținut să nu plâng. Mă emoționează modul cum v-ați prezentat. Mă emoționează modul cum v-ați prezentat Consiliul Local. Eu am făcut parte din Consiliul Local până în 90. Și îi cunosc activitatea. Dumneavoastră o continuați. Dar o continuați la un nivel extraordinar de bun, de superior față de ce știu eu. Odată primarul a avut necazuri. Am pământenit niște consătenți ai lui din Sascut. A fost dat afară și vreo 8 luni de zile am fost numit să mă însărcinat să mă ocup de treburile viceprimarului. Le cunosc activitatea, dar nu m-am așteptat la un moment emoționant așa de puternic, să creați un așa moment emoționant. Vă mulțumesc din toată inima, vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, vă mulțumesc că veți lua găsiți la mine monografiile și le veți citi ca să mă ajutați cu completări în legătură cu conținutul monografiilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor! Dumnezeu ne-a hrăzit cu prezența dumneavoastră aici în Dărmănești și ați scris atât de multe lucruri frumoase despre noi și am să vă prezint aici doar o parte din munca domnului profesor Alexa, deci o parte din cărțile dumnealui despre ce ne-a vorbit, ce ne-a spus. Sunt foarte multe gânduri aici, sunt foarte multe realități, sunt strămoșii noștri, este istoria noastră aici. Aproape fiecare dintre noi ne regăsim într-un fel sau altul în această carte, în acest volum de cărți. Vă felicităm, vă dorim sănătate și o rog pe doamna profesor, doamna director Asandei, care este cumva cea care duce mai departe conducerea liceului, unde și dumneavoastră ați fost mulți ani director, să ne spună câteva cuvinte. Vă rog, doamna director, haideți aici alături de noi. Dacă doriți, luați loc. Luați loc, da. Permiteți-mi să fiu prima care vă plăcește. Domnule profesor, domnule director, onorate domnule primar, domnilor și domnilor consilieri, distinși invitați, și eu sunt emoționată pentru că s-a transmis așa emoția între generații. Sunt deosebit de onorată pentru localitatea noastră și pentru școala noastră. Domnul Alexa este un reper, un adevărat reper în învățământul dărmăneștean. Eu vorbesc acum în triplă calitate. De elev, deci elev a acestei școli, de profesor și în momentul de față director și succesorul, am onoarea să fiu succesoarea domnului director. Ca elevă acestei școli am pășit cu ani în urmă pe porțile școlii vechi. Și pot să spun că în clasa a doua deja crescuse în spatele școlii vechi școala nouă. Am văzut cum s-a dezvoltat această școală. Cred că sunt poate cea mai în măsură să apreciez activitatea deosebită a domnului Alexa. Activitatea didactică, activitatea pedagogică, activitatea administrativă, culturală, îl felicit pentru tot. Aș vrea să exprim gratitudinea
generațiilor de elevi care au plecat de pe băncile acestei școli și aș putea să enumăr toate categoriile. De la profesori universitari, medici, ingineri, ofițeri. 15 ofițeri superiori, între care 22, între care 15 sunt din Ploiești. Da, s-a cu ofițeri. Eu am și, am și propus acolo să scriu să scriu satul Coloniei. Da. Majoritatea sunt Coloniei. Nu mai spun cât de mulți profesori. Întregul corp profesoral se simte onorat că ați făcut parte din corpul profesoral al școlii acesteia. În 20 de ani ați condus destinele acestei școli. Vă felicit de asemenea pentru activitatea dumneavoastră ca istoric și scriitor. Monografiile dumneavoastră sunt remarcabile. Sunt o adevărată întâlnire cu trecutul, cu strămoșii noștri. Permiteți-mi acum să îmi exprim recunoștința elevilor, profesorilor și cred că întregii comunități dărmăneștene. Vă doresc sănătate multă și putere ca să continuați să ne îmbogățiți tezaurul cultural al orașului. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule profesor! Vă rog, luați loc și dacă reușiți și puteți să fiți alături de noi, vă invit să participați în continuare la ședința lucrării. Da? Luați loc și după aia mai avem ceva surprize. Nu plecați la așa, da? Vă mulțumesc. Mulțumim tare frumos, domnul profesor Alexa. Mulțumim, doamna directoare, pentru frumoasele cuvinte adresate domnului profesor Șuie. Stimați colegi, trecem la următorul punct pe ordinea de zi, cu aprobarea dumneavoastră, dacă sunteți de acord. Următorul proiect este punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de înfrângere între orașul Dărmănești, din județul Bacău, în România, și comuna Pleșeni, raionul Cantemir, din Republica Moldova. S-a discutat și acest subiect în comisii. Vă rog să supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Voturi împotrivă, dacă avem, oricine. În unanimitate s-a votat pentru înfrățirea orașului Dărmănești cu comuna Pleșeni. Domnul primar, dacă aveți ceva de spus? Aș vrea să salut ideea de a ne înfrăți noi orașul Dărmănești cu comuna Pleșeni și mă bucur că astăzi domnul primar este prezent aici. Sigur că noi trăim și simțim românește și de o parte și de cealaltă a Prutului. Dar Dumnezeu poate a vrut să existe astăzi această graniță care desparte cele două țări românești. Dar tot cu vrerea Bunului Dumnezeu, noi creăm astăzi punți, creăm legături între noi, în primul rând legături sufletești. În al doilea rând, mi-aș dori ca aceste acorduri de înfrățire să apropie foarte mult comunitățile noastre, să învățăm unii de la alții, atât din punct de vedere administrativ și sigur că domnul primar are experiență, poate mai multă decât noi, noi Consiliul Local și conducerea primăriei, vom avea și vom fi foarte atenți la exemplele bune pe care le aveți dumneavoastră în Republica Moldova. Vom fi deschiși la activitățile culturale și știu că dumneavoastră acolo aveți un plus de experiență comparativ cu noi. Vom fi foarte atenți și la activitățile, eu știu, sportive și nu numai. Iată că putem crea punți între noi, între cadrele didactice de acolo, între cadrele tehnice, între scriitorii dumneavoastră, între oamenii de cultură de la noi. Și în felul ăsta, dacă noi astăzi reușim să deschidem poarta între Moldova și România, cu siguranță cei care vor veni după noi
vor face mult mai multe. N-am să trec la etapa următoare până n-am să vă spun că în sală avem un invitat deosebit, un om care a contribuit mult la dezvoltarea legăturilor între comunitățile din România și comunitățile din Republica Moldova și îl rog să vină alături de mine pe domnul președintea Euroregiunii. Vreau să-l aplaudați pentru că este omul care a participat și la Slănic și la Vogna și nu numai. Te rog, Tudor, spune câteva cuvinte înainte de a trece la etapa următoare. Mulțumesc, domnule primar. E o atmosferă foarte frumoasă. Mărturisesc că m-am așteptat la o ambianță mult mai administrativă, dar e o surpriză extrem de plăcută să constat că e o combinație de sobrietate cu generozitate, cu bun gust, cu o ambianță intelectuală aparte. Și vă felicit pentru asta, domnule primar, și pe noastră, doamnă și domnilor consilieri. E momentul unei ușoare rectificări. Sunt director executiv al Euroregiunii, dar vă mulțumesc mult, mi se mai întâmplă să primesc așa în ideea unei gratulări suplimentare și funcția de președinte. Euroregiunea Sărăt-Prut-Nistru e o asociere de județe și județe românești și raioane din Republica Moldova. Deci e o structură care reunește unități administrativ-teritoriale. Din punctul ăsta de vedere suntem foarte apropiați și sper că și județul Bacău va face în curând un pas în sensul acesta. Eu, pe lângă aprecierea cu privire la calitatea ședinței pe care o organizează noastră astăzi, aș vrea să mai aduc încă una. Mă bucur tare mult că ați dat dovadă de deschidere față de aceste două idei de împrățire. Una dintre ele, de fapt, vă aparține exclusiv, cea cu Traianu Cantemir. Pentru că aș vrea să citez aici un diplomat român de carieră care a spus așa, cea mai bună misiune, misiunea unui vecin, de fapt, e aceea de a ajuta. Ce putem spune atunci când vecinul de dincolo e de cele mai multe ori chiar un vecin cu care împărtășim limbă, chiar grai, în cazul de față, cultură, istorie și așa mai departe. Ăsta e chiar un caz special care ne obligă la și mai multă responsabilitate. Mi-a plăcut abordarea domnului primar, care e una foarte pozitivă și egală. Și e perfect corect. Avem ce ne oferi unii altora. Dar în același timp, trebuie să înțelegem un lucru, că în ultimii 10 ani noi parcurgem o etapă frumoasă și mai plină de oportunități a istoriei noastre. Ceea ce cumva ne responsabilizează să facem pași, să-i ajutăm și pe frații noștri din stânga Prutului să aibă acces la aceste oportunități la care avem noi. Prin schimb de experiență, prin transfer de bune practici, prin proiecte pe care le putem face împreună și Euroregiunea va fi alături de dumneavoastră în toate aceste demersuri, în măsura în care veți dori să le implementați. Și aș vrea să mai spun un cuvânt special în ceea ce privește înfrățirea, a doua noastră înfrățire de astăzi, cea cu Vulcăneștiu, din unitatea teritorială autonomă a Găgăuziei. Găgăuzia este singura unitate teritorială autonomă a Republicii Moldova, are un statut special. Acolo e o comunitate creștină, turcofonă, da? Un caz cu totul și cu totul aparte. Și odată în plus, mă bucur că dumneavoastră ați făcut acest pas către o comunitate din Găgăuzia, în bunul spirit românesc al ospitalității, al relaționării, al frățietății și în contextul în care România este un foarte bun exemplu de relaționare cu propriile sale comunități de altă etnie de pe teritoriul său. Vă mulțumesc și vă felicit pentru acest pas. Trece la partea efectiv, să zic, administrativă și înainte de a semna acordul de împrățire, noi trebuie să depunem un jurământ al împrățirii. Împreună cu domnul primar am să dau eu citire acestui jurământ și consimțim împreună. Noi, Toma Constantin și Alexandru Ocinicov, primar din orașul Dărmănești, județul Bacău, România, și din comuna Pleșeni, raionul Cantemir, Republica Moldova, reprezentanți aleși ai cetățenilor noștri, acționăm în numele unor dorințe și intenții sincere și nevoi reale ale cetățenilor noștri
conștienți de faptul că civilizațiile noastre și oamenii își găsesc originile în vechile comunități locale, ale cărui spirit de libertate s-a înregistrat la început în libertatea câștigată de ei și mai târziu la guvernările locale pe care au fost capabili să le descopere. Considerând că istoria va continua într-o lume mai vastă, dar că această lume va fi cu adevărat umană doar dacă bărbați și femei trăiesc liber în orașe libere. Convinși de necesitatea respectării principiului subsidiarității, afirmând valoarea respectării drepturilor omului pe care le păstrăm inviolabile și inalienabile, recunoscând că independența crescută a diferențelor societăți naționale necesită o ordine internațională globală, democratică, ca fundament pentru o pace reală. Convinși că legăturile care conectează localitățile pe continentul nostru constituie un element fundamental pentru calea către dezvoltare a cetățeniei europene și astfel către promovarea unei Europe de dimensiuni umane, ne asumăm în această zi un jurământ solemn. În conformitate cu relațiile de colaborare stabilite între cele două țări ale noastre, să menținem legături permanente între autoritățile localităților noastre pentru a promova dialogul nostru, pentru schimburi de experiență și implementarea tuturor activităților comune, care ar putea să întărească îmbunătățirea de comun acord în toate domeniile care intră în competența noastră. Să încurajăm și să sprijinim schimburile între cetățeni pentru a asigura prin intermediul unei înțelegeri de comun acord și a unei cooperări eficiente, adevăratul spirit al frăției europene pentru noul nostru destin comun din prezent. Să acționăm în conformitate cu regulile de ospitalitate, cu respectarea diversităților noastre, într-o atmosferă de încredere și în spiritul solidarității. Să garantăm pentru toți oamenii posibilitatea participării la schimburi între cele două comunități, fără nicio discriminare sub nicio formă. Să promovăm valorile universale de libertate, democrație, egalitate și prevederile legilor prin schimburile și cooperările dintre noi. Să concentrăm eforturile noastre folosind toate mijloacele aflate la dispoziția noastră pentru spiritul succesului acestor demersuri esențiale pentru pace, pentru progres și pentru prosperitate. Semnează pentru orașul Dărmănești primar Toma Constantin și pentru Comuna Plășeni, Raionul Cantemir, Republica Moldova, Alexandru Ovcinicov, în calitate de primar. Semnat și ne-am asumat jurământul împrățirii, trecem la etapa a doua. Avem aici acordul de înfrățire între România, județul Bacău, orașul Dărmănești și Republica Moldova, Raionul Cantemir, Comuna Pleșeni. Domnule primar, vă rog, acordul de înfrățire și este un prim pas pe care noi îl facem. Sigur că și sunt convins că în spatele acestor acorduri vor fi strânse foarte multe mâini. Pe de o parte din România, pe de altă parte din Republica Moldova. Așa, și ultima etapă, documentul care consfințește ceea ce noi astăzi am stabilit aici. N-am să dau citire la acest acord de frățire. Este un document, deja producem un document administrativ prin semnarea acestui acord de frățire. Aici spune foarte clar cum noi am convenit de comun acord
între orașul Dărmănești și comuna Pleșeni. Sunt mai multe articole care reglementează ce vom face noi de aici încolo, atât cooperare economică, cooperare reciprocă în domeniul protecției mediului, suntem interesați de școală, de cultură, extinderea și perfecționarea căilor de transport, în special a celor rutiere, colaborarea între asociații, ansambluri artistice, instituții și organizații culturale, schimburi directe, eu știu, de sportivi, echipe sportive, specialiști în domeniul sportului și multe, multe, multe alte lucruri pe care noi astăzi ni le asumăm și sper să aducă un mare plus atât orașului Dărmănești cât și comunei Pleșeni. Aveți alături de aceste documente cele mai sincere sentimente și mesaje transmise de comunitatea dărmăniștea. Mulțumesc. Îl rog pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc. În rol de asistență, stimați consilieri, stimați invitați, domnule primar, stimați colegi din Republica Moldova, îmi permiteți să mulțumesc comunității, în persoana dumneavoastră celor prezenți în această sală, pentru gestul frumos de a ne acorda o șansă să avem un prieten, un frate, deci cum scrieți, în scopul colaborării, cunoașterii mai bine a comunităților noastre. De fapt, noi suntem la prima, comunitatea noastră, comuna Pleșeni, la Cantemir, suntem la prima înfrățire cu o localitate din oricare alte țări. Deci, am cunoscut Dărmăneștiul, de fapt, am primit un filmuleț despre Valea Uzului, da. Și l-am văzut pe domnul primar la... De fapt, nu era domnul primar, pare că viceprimar, dacă nu greșesc, viceprimar. Însă n-am știut că o să avem așa ocazie să, ca comunitățile noastre să ne, deci ne înfrățim. Reprezint o comună compusă din trei sate, Pleșeni, Hănăsâni de Trășeni, cu o populație în circa 3500 de locuitori. O comună ca alte din Moldova, cu toate ajunsurile și neajunsurile vieții de la Moldova. Domnul primar a vorbit că avem tot ce învăța unul de altul, putem face schimb de experiență în diferite domenii de activitate a localităților noastre. Eu vreau să, așa, să apreciez, de fapt, cetățenii din comuna noastră prin faptul că muncesc mult și activitatea economică ne-a dus poate faima în toată Republica și peste hotarele Republicii noastre. Deci avem doi agenți economici puternici, Cooperativa Agricolă Gliedece, spre deosebire de multe localități din Moldova. Noi n-am mers pe ideea de a împărți pământul, însă pământul este comasat, transformat într-un CAP, care gestionează în moment circa 12.000 de hectare. Domnul consilier Dimitrov este conduce cu viticultură în această cooperativă. Și avem o fabrică de vin care prelucrează. Pentru altele, anul trecut, cooperativa Glie a crescut peste 7.000 tone de struguri care au fost prelucrează de această fabrică de vin. Sau Societatea de Acțiuni Imperial Vin, poate ați auzit, este, cred că, a treia fabrică de vinuri din Republica noastră. Așa că vă invităm pe toți la Pleșeni să gustați din vinurile noastre, să gustați din foama noastră și cei ce producem la Pleșeni. În aspect social, vreau să fac o scurtă prezentare. Avem un gimnaziu, unul din cel mai mari gimnazii din raion. Avem două grădinițe, avem o casă de cultură cu artiști amatori care
fără remunerare pe nimic, din simplu fapt că iubesc folclorul, activează la pe lângă această casă. Facem sport, avem echipe de fotbal în comună, poate mai rar în Moldova, cu jucători de noi din comună, participă în campionatul de fotbal Divizia B al Republicii Moldova. Așa, eu sper, domn primar, că o să venim și o să vă batem, nu? O să încercăm. Eu zic să jucăm între consiliile locale, trebuie să vedem. Stimați consilieri, domnul primar, vreau să anunț că acordul de înfrățire pe care astăzi Consiliul Local de Rămânești l-a aprobat, a fost aprobat și de către Consiliul nostru local, care e propus din 13 consilieri. La ședința din săptămâna aceasta a Consiliului a fost aprobat. Deci eu sper într-o colaborare sinceră, vreau ca comunitățile noastre, îmi doresc ca comunitățile noastre să colaboreze, să facem schimb de cetățeni, de copii, de diferite categorii de oameni de-a noi din comună, să ne cunoaștem. Fiindcă noi, de fapt, cei de suntem la 15 km de Râul Prut, poate mai aproape, însă am avut posibilitatea ca, de fapt, de când mă țin eu minte, mic să privim televiziunea română. Așa că noi, poate, așa dacă ne uităm în sală, suntem dacă mai trecuți în ani, nu știu, aminte și cum e cariera la povestea, da? Și i-am spus, am mai spus domnul primar. Deci, cunoaștem ce se trece în România și am dorit ca această cunoaștere să fie pe viu, numai la televizor, să venim, să ne întâlnim. Vă invităm la Preșeni și cu certitudine că o să veniți, cred că întreaga echipă de consiliu la dumneavoastră o să vină, o să facem schimb cu diferite pături de oameni, de diferite din localitățile noastre. Vă mulțumesc încă o dată pentru gestul frumos de a aproba ceea ce am pus noi la cale cu domnul primar. Sper într-o colaborare frumoasă și pe faptul că comunitățile noastre se cunoască mult mai bine. Vă mulțumesc. Deci noi o să, domnule primar, simbolic, o să vă oferim un cadou din partea comunității dărmăneștene. Avem aici produse tradiționale ale noastre. Avem dulceață de gutui, dulceață de cireșe, dulceață de prune. Avem și nuci, avem produse și eco. Produse eco, toate de la noi din comunitate. Foarte important să ne cunoaștem mai bine. Vă oferim și o parte din monografiile scrise de domnul profesor Alexa. Aici veți găsi foarte multe lucruri despre noi. Veți ști cum eram acum 100 de ani, cum arătăm acum, dacă vom fi mai sus, mai jos, ce valori are comunitatea noastră. Vă rog să le citiți în timpul noastră liber. Să adresez și eu sincere felicitări domnului Alexa, domnul profesor Alexa, pentru faptul că a ales această cale, bănuiesc că neremunerată, da? Neremunerată. Pentru acest lucru mare pe care l-ați făcut. Eu cred că ceea ce s-a întâmplat astăzi în sală e un început pentru faptul că comunitatea să vă recunoască mai mult și eu știu, domnul primar, poate cineva o să îndrăznească și mai mult, da? Sigur că da, sigur. Felicitări pentru toate celelalte. Mulțumim frumos, stimați colegi. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de înfrățire între orașul Dărmănești și județul Bacău din România și orașul Vulcănești, unitate teritorială autonomă, Gagauzia din Republica Moldova. Trecem la vot, am dezbătut în comisii, trecem la vot, după care trecem la discuțiile. Cine este pentru? Da? Avem abțineri? Voturi împotriva?
în unanimitate de voturi, s-a votat pentru înfrățirea orașului Dărmănești cu orașul Vulcănești. Domnule primar, aveți cuvântul. Nu singur, ci împreună cu domnul primar al orașului Vulcănești și am să rog pe domnul consilier să vină alături de noi, să ne traducă o parte din spusele domnului primar. Eu știu că domnul primar înțelege foarte bine românește, eu un pic emoționat și dacă considerați că aveți nevoie de coleg să traducă, cu mare drag. Documentele, te rog. Da, domnul primar, sigur că împreună astăzi ne asumăm acest jurământ al înfrățirii pe care dumneavoastră l-ați ascultat și am să trec cu acceptul dumneavoastră doar la partea de efectiv jurământ. Ne asumăm în această zi un jurământ solemn în conformitate cu relațiile de colaborare stabilite între cele două țări ale noastre, să menținem legături permanente între autoritățile localităților noastre pentru a promova dialogul nostru, pentru schimburi de experiență și implementarea tuturor activităților comune care ar putea să întărească îmbunătățirea de comun acord în toate domeniile care intră în competența noastră. Ne asumăm astăzi să încurajăm și să sprijinim schimburile între cetățeni pentru a asigura prin intermediul unor înțelegeri de comun acord și al unei cooperări eficiente adevăratul spirit al înfrățirii europene pentru noul nostru destin comun din prezent. Să acționăm în conformitate cu regulile de ospitalitate, cu respectarea diversităților noastre într-o atmosferă de încredere și în spiritul solidarității. Să garantăm pentru toți oamenii posibilitatea participării la schimburi între cele două comunități, fără nicio discriminare de nicio formă. Ne asumăm să promovăm valorile universale de libertate, democrație, egalitate și prevederile legilor prin schimburile și cooperarea noastră. Ne asumăm să concentrăm eforturile noastre folosind toate mijloacele aflate la dispoziția noastră pentru sprijinul succesului acestor demersuri esențiale pentru pace, progres și prosperitate. Semnează primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin, iar pentru orașul Vulcănești, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Republica Moldova, primar Victor Petrioglu. Domnule primar, vă rog. Avem acordul de înfrățire. Da? Și sigur, actul administrativ prin care vă sfințim ceea ce am jurat. Să ne spună câteva cuvinte. Da, mulțumesc colegiul meu, domnului primar, domnul stimați consilieri. Eu vreau să spun câteva cuvinte. Eu înțeleg limba română, dar nu pot să vorbesc, dar acum îi vorbește, așa e. Dacă am greșeală, scuzați, vă rog. Orașul Vulcănești este cel mai sud de orașul din Moldova și orașului cel mai sud, în UTA Găgăuzia. Pentru mine asta e orașul foarte frumoasă, pentru mine și locuitorul lui Vulcănești.
Noi avem doi liceu și un gimnaziu și 6 grădinițe de copii. La noi este 23 consilieri la orașului nostru, 17.000 de locuitori. Zona economică liberă. Zona economică liberă. Până la graniță, până la vamă, România, 35 km, dar pentru drum, 50 de km. 35 km? Da. Direct, 35 km și 50 km pe drum. Și 10 km până la vamă, Ucraina. La noi este echipa de volei care a fost la campionă din Moldova, prima. Campionă Moldova. Și avem școală de desen, școală de muzică și cel mai cel mai mare echipă dansatorii este la învățător domnului Mihail. 100 de copii care este în patru vârstă și foarte frumoasă dansează. A fost la Turcia, a fost la Ucraina, a fost la Bulgaria, România și Belarusia. Da. Așa e. Sigur, din partea comunității noastre, produsele tradiționale care cu mare drag le îmânăm sunt 100% ecologice și făcute de aici, de pe dealurile noastre. Și dumneavoastră vă dau acest volum de cărți, da? Monografia Dărmăneștiului, scrisă de domnul profesor Alexa, în timpul dumneavoastră liber să citiți, veți afla în felul ăsta multe lucruri despre noi. Și sigur, vă așteptăm în continuare alături de noi cu reprezentanții comunității dumneavoastră. Doresc să avem rezultate concrete, schimburi de experiență, să veniți cu profesori, cu elevi, cu ingineri, cu oameni de afaceri de la dumneavoastră la noi. Vom merge și noi la dumneavoastră. Vom face cu siguranță tot ceea ce ne stă în putință, în așa fel încât comunitățile noastre să se simtă mult mai apropiate. Încă o dată vă felicit și... Domnul primar, la noi 14 octombrie, ziua de orașului și noi invităm echipa voastră la noi UTA Gagauzia, orașul Vulcănești, să așteptăm la 13 octombrie și vă rugăm cu domnului președintele Euroregiunii. Noi așteptăm. Și noi azi tot avem un suvenir. Suvenirul nu e goală, dar e plin. Da. Poftiți? Mulțumim, da, asta e pentru plin. Aici suvenire din Moldova. Și asta e noastră UTA Gagauzia. Mulțumim. Semnele împrățirii noastre vor fi prezente de aici încolo la intrarea și la ieșirea din localitatea noastră pe acele panouri care simbolizează intrarea în localitatea de Dărmănești, vor fi prezente și aceste semne ale frățirii noastre. Da, mulțumesc. Felicitări, domnul primar, frumoasă toate cele. Am să vă rog să ne mai îngăduiți câteva minute. Avem ca semn al frățirii noastre un colectiv de tineri din orașul Dărmănești care ne vor încânta sufletele cu
câteva minute. N-ar trebui să închid ședința. Lasă, dar să știu după aia. Să faci după aia, da? Nu, uite acolo. Nu, uite acolo. Atunci dacă vin în partea aia. Nu, vin în partea aia. Hai să vedem undeva. Aici, măi, aici, în zona asta. Hai, ne trage un pic scaunul. Desplângem noi mai încoa. Ia. Aș vrea să trec o parte. Stimați oaspeți, Holul Cantus al Liceului Dărmănești, vă urează bine ați venit în mijlocul nostru și are deosebită plăcere de a interpreta o serie de cântece din folclorul basarabean, aparținând maestrului Nicolae Cumica, căruia vrem să-i mulțumim pe această cale pentru faptul că ne-a dat acordul să-i cântăm piesele și am fi bucuroși și onorați să avem parte de aprecierea dumneavoastră și a maestrului. Vă mulțumim! Cuibușo
dincolo, pace mă chinui, nu-mi dă pace. Ba iubește, ba mi-mi place, of, mă-i dor. Ba mă culcă, ba mă scoară, ba iubește, mă dă-n boală. Of, nepoceri, socoteală. Ce frumos că mine, de frumos să ține, ce face rol nimeni. Mai cântă, mai șoacă, dorul și-l împacă, și nu poate să nu placă, măi. Al meu dor nebun, mă iertați că spun, iubește frumos și bun. Așa-i dorul meu, ca pământul-i greu, mă mână pe unul meu, măi. Mă mână din coruca și mă chinui, nu-mi dă pace, mai iubește, mai îmi place, of, măi dor. Ba mă culcă, ba mă scoală, aerește, mă dă-nbăr, of, nepăcere, socoteală. Dorule, măi dor, las-o mai ușor, uiți că om-i trecător. Dorul ești divină, tot cauți pricină, nu vrei să prinzi rădăcină, măi. Cu dorul meu mare, fac din viață floare, dragostea mare și nu are. Dorul pleacă, vine, dragostea lui vine, stați la oră și cine. Mă mână dincolo, place, mă chinui, nu-mi dă pace. Ba iubește, ba mi-mi place, of, măi dor. Ba mă culcă, ba mă scoală, ba iubește, mă dă boală. Of, mi-i poceri, socoteală. Mă mână dincolo, place, mă chinui, nu-mi dă pace. Ba iubește, ba mi-mi place, of, măi dor. Ba mă culcă, ba mă scoală, ba iubește, mă dă boală. Of, mi-i poceri, socoteală. Sus la creștere dinspre pădure, avea mărioara hanului. Ar frumos, spațios, cu pritvor și bordei, hei, toți trăgeau la hanul ei. Hanul ei vestit pentru bucate, preparate chiar de mâna ei. La un borș, un miroș, cârnățăi, mititei, hei, toți trăgeau la hanul ei. Ceva, cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu bucăță ca fiecăruia. Și noi o frumoși că Domnul muri, Domnul muri cu alte ochii ei. Cum privea, îți zâmbea, vorba ei te amețea, hei, toți strângeau la hanul ei, fiindcă ea. Ceva, cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu bucăță ca fiecăruia, fiindcă ea, ea mai avea trufandare și altceva. General, colonei, caporal, plutonei, hei, toți strângeau la hanul ei, fiindcă ea, ea mai avea trufandare și altceva. Cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu bucăță ca fiecăruia, fiindcă ea. Hai mai dor ce să mă fac, pentru tine nu am leac. Hai, hai, știe lumea, știu și eu, leacul de la Dumnezeu, leacul la tău.
tot păcătosului dragostea și frumosul. Lai, 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 lai. Ia mai zi, mai zi, mai zi, suflet să nu sărmângâi. Ia mai zi, mai zi, mai zi, suflet să nu sărmângâi. Zi, te rog din scripca ta să mai alin inima. Zi, te rog din scripca ta să mai alin inima. Ai, ai. Zi, ușor, 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 să nu mă usum de dor. Al meu dor e cu oftat, că-i cu drag amestecat. Lai, 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 lai. Ia mai zi, mai zi, mai zi, eu cad la dor căpătâi. Ia mai zi, mai zi, mai zi, eu cad la dor căpătâi. La căpătâi caut, laiță, pilaiță, ce strânge în brață. La căpătâi caut, laiță, pilaiță, ce strânge în brață. Oi, oi. La laiță trebuie colibă, la colibă, gospodină, la gospodină, bărbat. Domnul lăsa, lai, 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 lai. Iartă, Doamne, un păcătos, cine-are leac de frumos. Iartă, Doamne, un păcătos, cine-are leac de frumos. La ce bun să calci pământul dacă tiță-i cu urâtul. La ce bun să calci pământul dacă tiță-i cu urâtul. Ai, ai. Dorul trage la frumos, frumosul la drăgăstos. Dragostea la fericire, pe asta lumea se ține. Dorul-i cu dragostea, dragostea ține lumea. Lumea asta-i din lumină, din a Domnului grădină. Dorul trage la frumos, frumosul la drăgăstos. Dragostea la fericire, pe asta lumea se ține. Dorul-i cu dragostea, dragostea ține lumea. Lumea asta-i din lumină, din a Domnului grădină. Oi, mai multe la următoarele noastre vizite. Felicităm corul liceului. Sper, domnilor primari, ca în următoarele noastre vizite să ne trimiteți sau să veniți însoțiți de copii, de coruri de la dumneavoastră, pentru că știu că sunteți foarte buni în asta, și să facem un cor mixt. Da. Uite, de exemplu, de acum un an, când tăiem din moți la ceea ce noi am făcut astăzi, să avem un cor mixt care să ne încânte cu frumoasele melodii românești. Vă felicit, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc multă, multă sănătate. Mulțumesc!
Mulțumim foarte mult. O să rog pe domnul președinte, trebuie să închidem ședința, da, domnul președinte? Haideți să închidem ședința, rămânem în picioare. Da, mulțumesc. Mulțumesc tare, tare frumos, da? În numele colectivului de consilieri, copiilor. Mulțumesc invitațiilor pentru participare. Stimați colegi, propunerea ar fi să nu mai trecem la diverse azi, ca să putem continua cu să respectăm musafirii. Aș vrea să închid ședința, dar nu înainte de a propune ca domnilor reprezentați de la televiziune să ne facă ceva CD-uri sau să ne dea un CD pe care să-l copiem și pentru colegii noștri de pe Săprut și pentru noi consilierii locali, că am participat la un eveniment deosebit astăzi. Și să ne rămână în memorie pentru noi și pentru copiii noștri că am participat la această înfrățire și la evenimentul cu domnul profesor Alexa. Vă mulțumesc pentru participare și invitațiilor și colegilor noștri consilieri și cu aceasta aș închide ședința. Mulțumesc! Da. Dar la diverse nimic, la diverse... Da. Am primit să...